Bacșișul pe care îl plătim la restaurant va fi impozitat de la 1 ianuarie și trebuie evidențiat pe bonul fiscal. Legea a apărut în monitorul oficial și va fi aplicată în toate localurile, iar banii pe care îi vom plăti în plus peste consumație vor fi impozitați cu 10%. Nivelul bacșișului va fi ales de client între 0 și 15%. Servirea clienților nu trebuie condiționată în niciun fel de plata în plus. Există și o excepție, bacșișul poate să lipsească de pe bon atunci când se fac livrări la domiciliu. Impozitul pentru tipsuri este plătit de salarii și se reține la firmă care îl va achita la stat. Nerespectarea noii legi presupune amendă între 2.000 și 4.000 de lei.